Suntem în data de 21.06. Tot în marfă care aduce. Ia să vedem noi. Apoi mașina aia care e parcarea acolo la stația. Okay. A, asta sunteți patrona, da? Și acum descărcați marfa. Doamnă, cui dați paga? Poliției locale sau poliției române? Cine este să vă dau informații? O să vedeți, o să vedeți cum se întâmplă treaba. Probabil că sunteți, doamne, sunteți protejată de polițiști. Adică dumneavoastră n-aduci marfa, mașina aia este de mult. Și nu știu cum te tolerează instituția. Dar ce problemă, o să trimite nouă instituții pe firma asta dumitale. De ani și-o lua și bunul. Pentru că ești tolerată. Dacă car marfă cu asta prăjituri, ce spui dumneata, nu este autorizată să car marfă. Că nu e frigorific cu cum spui dumneata. Dar ești tolerată. Legea 34.9 aplici. M-ai supărat pe mine? Când? De ieri. Cât ce să fiu supărat? Păi da, cu... Bă, nu ți-a mers bine activitatea, două sunt formă. Nu, uite, taximetristul-i de vină că nu face gură, că lasă mașina de ia din locul de parcare. A dus marfă acum. Omule, legea lui... Au niște ore. Nu există, omule, nu există. La București nu sunt ore acolo la... Dar știi de ce? Știi de ce zici că nu e reușită? Ăla n-are ce să caute acolo, oprit, da? Nu are, nu pot. Omule, este în curbă, linie continuă. Uite, el acum dacă te prinde poliția să-ți ia permisul. Uite, uite cum depășește. Omule, ăla depășește pe linie. Aici e problema, că poliția nu-și face datorie. Asta am vrut să demonstrez. Fapte, nu vor. Uite camera, o vezi? Păi interesează în colo să vadă ce nu pe femeia asta. Nu interesează colo la magazin, nu vezi că bate în colo. De ce, la, de ce magazinul ăla? Uite cu umbrele. Dar de ce pe ăla îl interesează? E dă bani, dă bani mai mult. Cum dă bani? Barandărăt. De unde știi că dă? Păi uite dacă e acolo. De ce nu e pe uliță în jos? Păi nu vezi că bate aici, nu bate pe uliță în jos. Să fie un accident. Ce marfă care mașina asta? Prăjituri? Nu, a adus marfă, a adus sucuri, că e patroana de aici. Și de ce nu-și ia mașina de aici? Păi a avut client, uite, te-a avut pe tine. Păi mare! Păi da, te-a avut și n-a avut timp să o... Omule, nu înțelegi că mașina asta e toată ziua aici, ce tot, ții cursul? Nu, eu țin cu... Cu ce? Cu dreptatea. Și asta e dreptate? Ai dai o bere sau nu? Eu să-ți dau bere? Aha. Pentru ce îți dau bere? Ești cerșetor? Izvorul 24, ăla e de rinichie. Da, eu nu am treabă, tu n-am venit pentru asta. Păi știu, ăsta e tot. Păi nu e, cum zicea la prietenul la poliție, că le-ai că nu erai tare în gură, parcă așa zicea. Păi, sunt clienții mei. Cum clienții? E vărul. Stai, cum adică? Păta, gata, ai pus și pe ăștia în mișcare, ia uite, primăria. Așa, auzi, care-i clienții tăi? Păi de ce ai? Păi e văr cu mine, mă. Ești agent economic? Nu, e văr. Salut! E vărul meu, mă. Și ăsta tot la fel, nu era cu ăsta în mașină? Ce mașină? Păi la milițian acolo. Ieri. Cum era la milițian în mașină? Păi nu... Eu nu l-am avut în mașină. Bă, nu, mă, pe el, cu mașina lui. E inutil. Uite. E trebuie lor. E inutil. I-ai luat locul lui Ceaușescu. Da. Uite, taximetristul ăsta, da, dacă are locurile ocupate, el nu poate să-și desfășoare activitatea. Da. Chiar ți-a asigurat taximetristul la 5 locuri? Și, uite, ai patru. Băi, i-ai luat locul lui Ceaușescu ăla de la București? Cine? Ăla cu tot. Marian îl cheamă, da, nu Ceaușescu. Da, și Ceaușescu. Așa, și ce-i cu ăla? Păi arată-i dreptatea ăla. Arată, bă, da. Bă, știi cum e? Fiecare greșește.
fiecare greșește. Și tu nu greșești. Ei au întrerupt și Panseluță l-a făcut potecă pentru farmacie, să te ducă încolo direct, e pe aceeași potecă, da? Ca să treci, să traversezi ilegal strada. Să traversezi prutul. N-ai văzut uite, pe aia ucranieni? Uite femeia, de uite. Ce nu faci, bă, cu gălăgie, da. Că a făcut ăla, cum îi zice, bă? Păi de ce nu faci tu? Păi de ce nu faci ăia? Uite, pe linie continuă, da? Și dacă l-așteaptă poliția încolo, ce face? Ia permisul? Nu e de întreruptă, mai. Tu te, mă, omul, uite, e linie continuă. Ce treacu' e în curbă, ce e pe contrasens, dacă bă, vine unul, mă. Auzi, de ce nu faci gălăgie cu aia, cu ucrainienii? Uite, noi dăm bani de la ei. Noi dăm bani la ucrainieni. Zice că dă Uniunea Europeană. De ce nu faci, de ce nu faci păi, tu? Tu ești cu ăștia, cu reclamații. Păi, tu nu faci pentru că ți este frică, ești ghiol, ce nu știi. Eu trăiesc bine. Și eu nu trăiesc bine. Păi da. Eu sunt convins că dacă bine, stai la casă? Bine, da, cum să. Tu știi ce bine dorm noaptea? Ai cotez la câine? Am. Și câinele legat? Da, cum să nu. Dar de ce nu legi? A? De nu, ce legi? Prin curte, e prin curte. Îl mai țin noaptea. Am înțeles. Legat, să nu sară pe oameni. Da, ziua e curtea mare. Sădorul e, sare pe oameni? Nu, e de la un San Bernard de la Deber. Oh, ai văzut? Ești bogat. Păi, vezi? Ai casă mare. Am două. Trebuie să vând una, nu te bagi pe aici, ce să cumperi, nu. Să te fac vreșin? Nu, da. Nu, că aici sunteți toleranți, înțelegi? Păi nu, mă, ca să-ți faci servici, să ai servici. Să am eu servici? Păi da, să filmez în continuare. Dar ești pensionat. Păi da, zic. Ce servici? La anii ăștia da, pensionat, da. Nu o să mai muncești acum. Dar nu vreau. Păi nici eu nu vreau. Ești pensionar? Nu, eu nu am nici pensie, n-am nimic. Nu să vreau vede să muncesc. Da, sunt foarte bine, care-i treaba? Dar de ce vii și-mi ții mie socul de la? Păi nu de asta, băi. Văd că ai și venit să-mi cer bere, să-ți fac eu cinste. Păi de ce? Ce mă cunoști? Păi ai zis de ieri, eu. Cu milicianul, că dai o bere și te lasă în pace. Ți-am zis eu? Da. Cui i-am zis? Cum? Mie și lui. E și mincinos. Facem-o pariu. Ce pariu să fac? Bă, facem pariu. S-a filmat cu totul. Omule, eu filmez în contra și acum te o să te audă lumea. Da, mă, da, și care e problema? Ești bețiv? Cumva, le-ai cu alcool? Nu, nu sunt în Sevraj. N-am intrat în Sevraj. Uite, da. pe ăsta filmează-l. Ăsta-i și consilierul primarului. Ăsta, să vezi pe unde o parchează. Lasă. Ia, nu e consilierul primarului. Ba da, mă, ba da, stai și-mi gură. Sigur. Domn consilier! Nu-i. Lasă-mi pe parchează acolo, pe intervenție. Filmează. Uite acolo. Dar eu nu, uite, bă, nu. PMI-ul ăla ce este? E mașina primăriei? Nu, e al lui personală. E el consilier. Ia filmează. Ia, dar minți. Noi, auziți? Omul spune că sunteți consilierul primarului. A, minte? Așa, nu. A? Așa, de ce? Sunteți consilierul primarului? Nu. Deci, minte omul ăsta. Nu, nu minte, nu. Bine, sunteți consilierul primarului? Sunt consilier, nu consilier primarului. A, consilier. Dom'le, de ce nu luați măsuri cu siguranța rutieră aici pe stațiunea asta? Că aveți numai incompetenți, numai dobitoci aveți pe aici. Bine. Cum țineți, cum voi consilieri? Așa. Cum țineți... Da, așa ziceți, da, bă, am auzit trebuie, da, am... Așa. A, de-ați oprit? Da, am zis nu, dar el a spus de la început că o să parcați aici, până să veniți. Deci când coborați, am zis, nu opream. A zis? Nu opream, deci am auzit și uite... A zis de la început. Așa, da. A zis de la început de sus, da, că sunteți consilier, eu, da? Așa, eu... Și că veți opri aici. Eu vă văd pe dumneavoastră în serios. Dacă stați cu... Cu cine? Cu băiatul ăsta și vă dar ce? El ce are? Ce? N-are no, nu, nu. Auzi, dar dumneata, dacă ești consilier, ce ai propus dumneata pentru cetățenii de aici? Să se facă? Pentru comunitatea asta. Da. Ești consilier, ești plătit din banii publici. Că am văzut că Vasilache fuge. Sau merge încet. Nu. Dom'le, ce ai propus dumneata de când ești consilier? Ce ai propus, da? Pe masa domnului să-și uite, domnule, datorită mie că am propus chestia asta, s-a realizat asta. Ce ai propus? Nimic. Domnule, n-ați propus că am văzut procesele verbale. Le-am primit. Niciun consilier aici decât doar meritul primarului. El este singur, că restul sunteți ghiocei. Uite, domnule, da? Sens unic, ați făcut până și panseluțele alea, l-ați întrerupt, ca să treacă lumea ilegal, pe acolo. Traversați așa, nu pe trecere. Domnule, panseluțele alea sunt întrerupte cu o potecă. Despre ce vorbim? Are o potecă, uite, solicit în mod expres ca dumneata, uite, fiind în calitate de consilier, să merg să-ți arăt și să-i întrebi. Eu o să-i întreb. Uite, să-i întreb și dumneata, de ce ați întrerupt acolo, ați făcut potecă în același cu farmacia asta? Și trec oamenii pe acolo, dacă trenulețul ăsta nu este aici, oamenii trec pe acolo. Pe unde trec?
uite așa, de acolo, în partea mea. Da, și când trebuie să le trec, pe acolo, pe unde trebuie. Pe acolo? Păi și deja mai pus zebrele alea, una acolo, una acolo, una acolo, de ce le-am pus? De ce le-am mai pus? De ce dracu mai... Trebuia să facă zebră să ducă în... Păi a făcut zebră, uite aici. Zebră trebuie, uite, e acolo zebră, da? Și că ești de proastă calitate, spune consilierul. De ce ai spus așa că opresc aici, că n-am făcut eu nimica? Omul-i consilier? Lasă-mă că știu eu, dar ea filmează. Păi n-au și-a zis, i-am spus că de mult mi-ai zis. Dacă tu aș chestia că n-am făcut nimica, păi eu văd tu la oameni să... N-ai făcut. Ți-am spus să-mi pui un becul ăla. I-am spus, dar nu pune eu becuri. Nu pune el becuri. A fost ploile alea, dar nu s-a putut. Păi nu, a zis, dacă în lumea vinilor... Nu venim mari. Nu, nu, țin cum a ta. Nu el pune becuri. Nu se urcă, da. Nu, avem firmă. Auzi, vrei să-ți spune ceva? Cum e posibil să facă la... să concesioneze acolo pe trotuar? Să poate. A lăsat loc liber. Da, am fost și am văzut, să poate. Da, am fost și am văzut. Auzi, dar nu-i cu sens unic. Strada asta. De acolo, da? Și de aici poate să ducă încolo, da? Am înțeles, bun. Taximetristul ăla acolo poate că așteaptă clientul. Trenul ăsta este bine. A venit. Auzi, dar dacă te primezi... Ăla a venit, ăla e de la vârcea. Linia continuă acum, o încalcă linia continuă? E treaba de consilier. Ce zici? E treaba de... Nu se pune, ci că e cu sens cont. Ci că de acolo până aici nu este cu sens unic, da? El încalcă linia continuă? Bă, încălcat-o, da. Deci putea să rămână fără permis la omul ăla? Dacă era un polițist corect, zicea, nu știu, tata, nu mă interesează. Să treci. Salut. L-a dus la capelă sau când îl duce? Nu știu nimic, acum de la capelă. Acum auzi, nu. Eu vreau să mă duc la capelă. Aveți capelă aici? Da, la biserica de avem. La capelă? Aveți capelă acolo? Acolo, am înțeles. Ia uite, doi. Deci toate trotuarele, mare parte pe aici, uite, hotelul ăla, da? Toate mașinile se parchează pe contrasens. Dar voi știți poate despre ce s-a discutat despre hotelul ăla de acolo. De multe ori s-a discutat. Că parcări se parchează pe acolo aiure. Alaltă ieri s-a parcat pe... Dom'le, pe trecerea pentru pietoni era parcat. Și acum e nimica. Da? Când vine lumea multă, așa? Problema e în felul următor. Ați băgat... Frăzile, nu, că am băgat. 5 lei. Am băgat. Ba da, voi ați propus 5 lei pe zi. La parcări. 5 lei, a zis, da? La parcarea... Nu, parcări pe aici. La parcarea asta și aia, de acolo. 5 lei pe zi, da? Dacă sunteți cât atâția bani jumuliți de la turiști, da? Vreți 5 lei de parcare? Adică îi mai umiliți odată când hotelurile sunt obligate să aibă parcări? Omul se trezește cu cheltuielile în plus care, nu știu, hotelul îmi spune, dom'le, noi suntem deștepți, noi nu avem parcări. Să-i facă cer, unde să le mai facă? Păi să-și facă undeva un loc, să-și cumpere undeva un loc, să-i oferi, dacă nu se spune de la început, dom'le, vedeți că noi nu avem parcare. Nu se discută. Dar rușine să vă fie consilierilor. Vă mulțumesc, domnule. Rușine să vă fie. Vă mulțumesc. Ești de mult consilier? Vă mulțumesc. Ești de mult consilier? Eu sunt... Singur. Cred că ridici mâna și alaltă sau nu ridici? Eu vă spun că sunt ceva înregistrat, nu? Da. Nu ți-au voce. Dar nu ești consilier. Eu pot să cer să văd și câți bani iei. Da, bineînțeles, sigur că da, declarația de avere... Eu sunt... Acum, eu mă numesc Ceană. Cum te numești la ta? Dacă ești un consilier transparent, de ce te ferești? Ești consilier? Nu mă feresc. Păi cum te numești? Uite, eu mă numesc Jeanu Harry Florin. Da. De ce nu-l pui în mișcare? Lasă, are ceva, ai un conflict cu el? Nu am conflicturi, eu n-am conflict cu nimeni, domnule. A venit la mine și mi-a cerut o bere. Cu ce se ocupă omul ăsta? Că am văzut că e cu frunzele pe aici, el. Eu niciodată, băi, nu muncesc la asta. El nu muncește la stat, da. Muncește la stă. Da. Muncesc la bugetari. Da. E cel mai tare. Da. Eu i-am spus că când ai zis mata că e de proastă calitate, eu am zis așa, nu e de proastă calitate. El face și glume cu dumneavoastră și dumneavoastră le luați și le înfloriți. Le înfloriți. Nu știu eu care mersul trenului, dar frumos. Vedeți că aveți un sat sau o comună arondată care vă critică. Restul, aici primarul este aplaudat aici. Dumneavoastră, unde sunteți? Eu v-am întrebat de atâtea ori. Nu mi-a spus cum vă numiți, consiliere.
Credeți că... Cum adresezi la domnului consilier? Cum te numești dumneata? Cum zic? Păunescu mă numesc, da. Păunescu? Da. Știți că am avut un mare scriitor Păunescu. Bineînțeles, da. Așa. Și mai sunt urmași. Sunteți... Dumneana, domnul, ne tragem din... Nu. Ai, sunteți rudă cu el? Nu, dar sunteți consilier de mult? Da, sunt de mult, da. De câți ani? Nu mă țin minte. Deci nici nu mai țineți minte, da, de când sunteți. Da. Dar cum ați reușit ca să... Bine. Pe oameni să-i convingeți? Ce le-ați promis că consilierul ăsta o să fiți alături de cetățeni în afară? Adică că vă bate joc de turiști. Dom'le, vă bate de joc a turiști, asupra turiști. Nu, dacă dumneavoastră considerați așa... Păi am demonstrat eu... și să demonstrați și pe domnule. Cu ce? O să vedeți, cu ce? Cu actele care le dă primăria, le dă doamna Balaban. Hai. Doamna Balaban? Ce? Doamna Balaban? Ce am zis cu doamna Balaban? S-a făcut de râs. Nu poți să crede, un medic al nostru aici. Cum? E medic de familie la comunitatea asta. Nu, secretara. Ah, secretara. De la primărie sau nu-i secretara? Ah. Nici nu știm cine e aia. O cheamă Balaban, da, sau cum o cheamă? Nu știu, că a fost căsătorită, dacă s-a divorțat. Și cum, și mai cum, Balaban și mai, atunci ea numele mic, prenumele mic. Diana. A, Diana. Da. Păi, Diana asta e așa de strălucită că săraca am confundat metru cu tona și amestecat oile așa și cu caprele. La primărie. Nu, babi, s-a dat-o și s-a intimidat. Nu, nici n-am mai știut să sune la unul, lui a zis că s-a pus frână la creier. Da. Sunteți un om corect? Eu zic da. Dar toți consilierii sunt sau mai sunt și de așa mai? Eu zic că sunt, da. Sunt. Eu așa zic, da. Adică oferiți toate condițiile... În comunitatea? Nu, la comunitate, la cetățeni. Vai de mine. În regulă. Hai să mergem... Unde? În sus. Olăneștiul nu face... Aici? Și alte sate sau comune. Bineînțeles. Da, dar și cu un sat sau o comună, critică că nu aveți condițiile, adică referitor la aveți peste tot apă și canalizare? Domnule, noi, niciodată. Ați văzut. Păi noi în toată țara asta, canalizare la 10 familii în vârful comentii. Uite, ați votat pentru taximetriști 5 locuri de parcare. De ce pe femeia aia o tolerați, cu monitorizare video tolerați, că e patroana? Păi fac eu plângere, că i-am luat bonul acum, da, i-am luat bonul. Ea e cu mașina acolo și minte că mincinoasă. În fiecare zi, mi-e dor de tine, în filmul românesc, acolo e mașina. Dom'le, acolo știe toată lumea. Are firma aici. Dom'le, are... dar e stație taxi. Ați votat-o. Este o lege a taximetristului. Mi-a părut bine. N-a nimic cu dumneata. Nicio. Da, e nu, dar ai cum că... Eu vă respect. Da, decât că Mata este în slujba cetățeanului, da? Da, bineînțeles, da. Pe care nu le respectați. Nu numai dumneata, toți. Asta considerați dumneavoastră. Păi sunt de regulă, domnule. Vedeți că omul acum română s-a învățat, da, să trăiască în lux acum. Avem o țară frumoasă, corect? Avem, da. Pe care o conduc unii dintre ei proști. Unii dintre ei. Acolo sunt, la vârf, acolo la vârf. Nu, și aici am găsit. Aici am găsit incompetență. Am găsit poliție, da, și la locală, și la națională, care ei habar nu au. A, apropo, ați votat cumva parcarea aia de la poliție prin HCL? Știți că are o parcare, cu excepția mea aici. Știți unde e poliția? Aia e stradă. Păi, dar are parcare. Pe trotuar. Ați votat-o în Consiliu? Deci, dar numai prost îi spune omul ăsta. Deci, este făcută parcare. În dreapta. Deci, pe partea poliției, domnule. Da, poate, în partea dreaptă. Ești consilier și nu știu unde ești. Ce mai e pe atunci? Așa, și-a văzut trotuarul ăla e plin de buruieri. Acolo e proprietate privată. Domnule, trotuarul nu e proprietate privată, omule. Nu trotuarul. Eu vorbesc de trotuar, trotuarul. Salut. Ești taximetrist? De ce nu faci, omule, gură, uite, femeia asta ți-a ocupat un loc și legea ta a taximetristului și bat joc cu oamenii ăștia, poliția locală, consilierii, primarul. Domnule, aia, ați votat-o în HL, parcarea aia mea aici? Nu. Păi și cum a pus semn și scrie acolo parcare, semn, toate astea? Eu am fost sigur că nu este... Am dat-o la primărie, să vedem. Asta, domnule, aia unde scrie parcare, e proprietate privată. Cum ne vorbesc serios? E cum dracu, dreapta acolo unde ține mai. Unde clădirea prin poliției? În fața poliției. Da. Nu în fața poliției, omule. În fața poliției acolo. Domnule, lângă poliție. Hai să mă duc mai așa. E sigur, consilier? Nu.
Deci, îți bagi, uite, vezi, o dovadă că îți bagi de mine. Păi nu-ți bagi jur, dar... Dacă nu înțelegi că scrie, deci pe partea poliției ce nu înțelegi? E marcat, e semn, ce nu înțelegi? Parcă zici că nu ești de aici. Nu înțelegi că e parcare la, pe partea poliției? Nu vorbim mai adânc dreapta care zici. E institut, eu unde să ducă mașinile? Da, da, a blocat... E institut, e Cum v-ați ales, fraților? Nu știu, domnul, cum ne-am ales, ne-am ales, ne-am ales... Dați-vă demisia, fraților! Ne dăm, domnul! Dați-vă demisia, că vă bate joc de cetățeni! Dați-vă demisia, că n-aveți, nu merită, vă luați banii degeaba! Uite, vezi, a zis încă intervenția, a avut dreptate omul ăsta! Dacă veniți cu chestii de astea... Dar normal că veniți să vă tragem la răspundere, să vă dați demisia și să duceți banii înapoi la buget, pentru că, uite, femeia aia și încă un altul, da, tolerați. Domnul, da. Iar poliția n-ați făcut HL-ul ăla, așa veniți spus. Veniți dumneavoastră și da, candidați. Nu vrem. Atunci, nu vrem, nu. Bă, da, atunci, ce nu. Să mai iei? Noi nu putem să ce? Punem un cuvânt. Uite, domnule, că dumneata n-ai niciodată. Dar instituție. Cum vorbiți dumneavoastră? Cum? Unde se ducă? Da, are în curte acolo, are posibilitatea. Ui, în care curte? E curte în spate acolo, în dreapta. Nu are nicio curte. Că dacă dumneata nu știi parcare acolo, îți dai seama că nu curte. Dacă nu știi unde e parcarea aia, dumneata, și nu-ți dai seama. Asta dă vorbă cu un consilier al orașului, stațiunii, Montane, Olănești. Domnul, acolo este poliția și instituție. Respectă și este o stradă cu sens unic. Da, dar parcarea este pusă pe trotuar. Și voi nu ați făcut-o în HL. Aici e problema. Și să te contrazic prin acte oficiale. Da. Da. Rușine să... Vă mulțumesc. Uite, dacă nu mă credeai. Uite, acolo este făcută, s-a întrerupt panseluțele ce sunt, a făcut potecă pentru pisicuțe. Să treacă cetățeanul ilegal. Așa, așa. Uite, băi, poliția locală și asta. Păi să-ți dai eu pe 544, că mașina asta încă blochează, a adus mărfă, încă blochează locul pentru taxi. Dacă alt cetățean vine din afară, îl bubuie. Camera, da, într-adevăr. O supraveghează numai pe doamna. Auziți, doamne? Ce le-ați făcut la poliția locală? Că numai pe dumneavoastră vă supraveghează camera. Atenție, este destinată. Vorbesc serios. Camera aia... Așa a rămas, nu? S-a blocat. Nu, ieri era într-altă parte. Camera aia are și tras numai aici. Ei nu supraveghează. Destinația camerei să supravegheze intersecția acolo, acolo, acolo. Nu magazinul dumitale. Doamne, că îți spune că s-ar putea, nu, s-ar putea să te supravegheze dacă dai sau nu dai bonuri. Nu de aia, cred că dacă mai dau mâncare la câini. A, e clar. Nu, mi-a venit și chestia asta cu mâncarea pe dumneata și mi-au spus, vedeți că o supraveghează pe doamna și o să iau în ziua de astăzi la ora de ce v-a supraveghea cu camera atâta timp? Sunteți de 3 ore supravegheată. Da? Da, uitați-vă la camera, mereu să vă uitați la ea, vă supraveghează. Nu o să supravegheze pe doamna care e la magazin și încalcă legea, blochează la taximetriști locurile de parcare. Vasilache. Băi, Vasile. Uite-mă, Vasile, primarule, ce deștept ești tu cu consilierii tăi. A spus panseluță și a făcut potecă la Motan. Adică se duce exact acolo. Deci după ce pleacă la Lugoș, a plecat poetul? Trenul de Buftea. Cine cu... Sunteți din Lugoș? Nu, stai aici. Dar am văzut că e de Lugoș. Uite, măi, meseriașule, uite, poteca motanelor, uite, să... Eu am mutație pe Gurghe, n-am pe mutație unde toate urmă aici. A doua oară ai minții, fii atent. Le cam minți. Eu am mutație de Gurghe. Deci dă băut bei, cerșești, da? Ai venit și ai cerșit și la mine, da? Deci dă băut bei, cerșești. Ai zis că-mi dai să te lasă în pace. Eu? Deci iar ești mincinos, a treia oară. Am martor. Da, știu. Da, cred că martorul te bagă la pușcărie, da. Uite, poteca motanelor. Păi asta i-am spus cu consilier, blochează taximetriști, uite, le-a dat 5 locuri, dar le-a impozit, ei au lege care le stabilește. De Ucraina. Ce? Noi plătim banii pentru ei. Păi nu plătești tu, că tu nu ești de aici. Nu ești de aici, ai spus că nu ești de aici. Nu ești omule de aici, nu mai minți. Nu, că nu ești de aici. Alo. Sănătate. Grade de guvernanță. Peștele sunt pute de sus. Vorbim un pic mai târziu, da. Peștele sunt pute de sus, nu de jos. Lasă, uite, uite, panseluțele astea, uite, întrerupte de poteca motanilor. Ce faci? Ce mai curat, mai omule, știi ce a spus consilierul? A spus că ești de proastă calitate. Eu refuz să cred. Da, nu, nici pe tine nu se bagă nu ala. Da.
Am tot susținut că poliția locală și poliția de aici sunt prea competenți, da? Nu! Momentan acum ei sunt inutili, dragii mei. Inutili pentru că nu au măsuri să ia asupra cetățenilor, da? Și zebra asta întotdeauna este mușcată de către mașini. Uite-l, da? A fugit după trecere pentru pieton, da? El era pe trecere. Era pe trecere. Când a văzut. Nu este prima dată când stătea el. Uite firma. De ce ai stat pe trecerea aia pentru pieton? Căută-l. Era pe trecerea pentru pieton firmă. Ai stat și pe trecerea pentru pieton și întors și pe linie continuă și în curbă. Trebuie să găsesc patru. Ce? Altă scuză. Bun, o să-l vedem pe patru rusa cine răspunde. Pentru că aici se tolerează, vorbind de două benzi aici, se tolerează încălcări de lege. Iar poliția încărdășie cu cei care cotizează. Dacă cotizează, dacă nu cotizează, înseamnă că sunt incompetenți sau puturăși să aplice legea.